A revenit. A revenit. Ai șters ceva? Am șters tot, bre. Nu-ți convine ceva? Hai de capul meu, bre, ce am văzut. Ia vezi, la menopauză să... Nu vă supărați. Hai, lasă, bre, oameni. Stai, bre, că lasă. Bre, mă pus să vorbesc de astea. Cine e bărbasul? E blondă, bre. E instructor de arte marțiale, are 10 ani. Vorbesc serios? E bate, te... Oh! Te trage în țeapă pe stâlpul ăsta. Ciuf! Mi-a arătat degetul la mijloc, ce vre. Ai grijă. Că m-a auzit, bre. Ai grijă. Aia, bre, nu-i fata lui ăla, no, Marin. Nu, nu, e, nu e. Nu? O știi? Da. Eu nu știu pe asta, că e prima oară când o văd. Mai bine că am tăcut din gură, nu? Da. M-a tăi mai oprit, bre. Păi, eu știam cine e. Dacă nu mă întreb pe mine, întreabă-mi pe mine, că... E să mă întrebi așa, deci, spui, patroane, am voie cu asta sau n-am voie? Cu aia nu, cu aia da, cu aia nu, cu aia da? Păi da. Ca să nu ți-ai bătaie, degeaba. Așa zic, bre. Ca aia din... Las fierbință, ai văzut? S-a dus și ăla la... Păi nu, da, când e vorba de bătaie, stai, bre, că am uitat ceva pe foc. Cum zice Gianni? Am uitat oala pe foc. Ce oală, că la nici n-are ce să pună pe aragaz, bre? E vai de capul lui Gianni. Da. Gianni, care e vecinul nostru, bre. Da, bre, da. Stai aici pe două străzi, bre. Da, ăla din Las Fierbinț. Uite, bre, ce fac aici. Pe mine mă știe, ne salutăm. Bre, dar acum, ia uite-te puțin așa. Se par așa cunoscuți cârnații ăștia? Ia uite-te mai bine. Da, de ce? De unde i-am luat? De la... Nu! Sursă. A? De la sursă, direct. Bre! Ăștia să de la mata din frigider. Ai furat cârnații din frigiderul meu? Că n-am avut ce să pun, bre. Mamă, frate. N-am ce să fac, bre, n-am avut ce să pun. Era închis la măcelărie. Am vrut să mă duc la măcelărie, n-am fost amândoi. Și ce? N-am găsit nimic acolo. Era închis, lunea e închis. E lunea închis, dar ce program aiurea au? Nici nu înțelegi programul. Dar sunt curios să văd ce carne au ei acolo. Mâine, poimine, vedem. Da. Bre, iartă-mi, bre, și mie păcatele acum de... Da, jumate ți le iert, de iertarea păcatelor. Jumate ți le dau înapoi. Și să mă ierte Dumnezeu, cum spuneam. Așa e? Dar ai văzut, bre? Auzi? Jumate să te ierte Dumnezeu, jumate să te ierte Sfinții. Ah, bre, gata, am găsit subiectul pentru al doilea episod. Așa. Leo m-a iertat pe jumătate, dar știi care e faza tare? Că eu nu l-am iertat deloc. Păi tu nu ierți? Tu nu ierți. Tu nu ierți nimic? Nu ierți și nici nu uit. Păi tu înseamnă că ești păcătos? Nu, bre, nu, dar... Lasă, bre, că știu eu niște chestii. Când era cu Zdranța, nu mai știa să răspundă la telefon, da? Păi era acum... cu tot, era la... Bă, da, era la... Unde era, bre? La Cuțăială. La Cuțăială? Păi... Și când nu era la Cuțăială? Cine vi-a dat non-stop? Nu era tot timpul. Oi de copul meu. Păi, auzi că nu era... Îi număra alea, da? Tatuajele. Doamne ferește. Le făcea inventarul. Da? Auzi, bre, când am ajuns la el acolo, i-am pus alea, când zici m-a dat de... cu divorțul, cu nu știu ce, să-l aruncăm la el în curte și râdea, știi? A zis că ești... Cum a zis că ești? A zis că ești... Diabolic. Nu, bre. Că ești de comitet, știi? I-a plăcut așa să... A zis că ești de gașcă. Păi da, dar în felul ăsta trebuie să rămână la ea după aia. Da, bre, da. Păi da. I-a plăcut ideea. Da, da, da. Dar văd că n-a zis nimic, dar... Da. El e... Auzi? Eu îi puneam aia, el era cu gândul în altă parte, știi? Și cum zice, ai ascultat? El suferă și acum, săracul, n-ai văzut? Nu suferă după Zdrențe, bre. Sau poate că da. Suferă că el a iubit-o. Eu nu cred că a iubit, el cred că e obsesie, bre, că n-ai ce să faci așa ceva. Te-ai luat și după ea cu obsesie. Obsesia înseamnă tot iubire. Nu, ai iubit-o și acum nu, a făcut și obsesie. Azi dai în ea, mâine îți cer iertare. Ai dat cu ce? Da, bre, cu parul. A dat și cu parul, bre, dar a zis că a fost jucăria mică. Paru, bre, unde a dat cu parul? A zis că a fost jucăria mică. Cu parul mic? Eu i-a dat... Păi eu stai aici dacă i-a plăcut. Bre, și dacă e jucăria mică? Dacă știe ce să facă dacă cu ea? Dacă e mică și jucă ușă, face treabă. Păi da, asta zic. Asta eu am întrebat multe chestii de-astea cu așa, știi? Da, da, da. Înainte să se întâmple. Și zic că, a, nicio problemă, și dacă ar fi mică,
să adică, știe să se joace. Adică ți-a zis tare liniștit că dacă o ai așa, e da, bine. Da, eu am zis că nu e așa. Te vrei ce zic? Păi nu, alea cu care a avut de-a face, le-ai întrebat. Hai, vrei să ne scoatem aici, dacă nu. Auzi? Haide. Hai, scoate aici, uite, pe farfurie. Hai, primul tu. Hai, primul tu, că eu am fost cu ideea. Hai, amândoi. Hai, bag-o aici. Bag-o vrei aici. Bag-o la farfurie. Tu vorbești, mă, pudicule, tu n-ai curaj nici să... Cum bă, eu sunt pudic? Nici în chinos să te dezbraci. Hai, bre, nu. Auzi, mă? A, zi, bre. Și... deci, ți-au zis ca să te liniștească. Uite, bre, cam așa o am. Bine, așa și încă unul. Auzi, decât pe jumate? A, pe jumate e mică. Vezi, bre? Mama, să nu te uiți la filmarea asta, te rog frumos, să băiești, poate editez dacă ne aduc aminte, dacă nu, vezi, vezi, vezi. Oricum, noi vorbim așa, facem glume, nu vorbim ne serios. Ne gândim la altceva noi, nu? Da, la sănătate, la bani. Să ai sănătatea mică, să ai sănătatea mare. Bă, asta ne gândim, mama. Asta, mama e mama și înțelege. Nu se uită mereu. Îi spui la ce să uite, la ce să nu se uite. Mama. Deci fără, da? Îi dai mesaj, telefon, ceva. Zic, la filmarea asta de la minutul 20 și ceva, să nu te uiți. Așa, așa. Și dacă se uită, bă? E, și ce am făcut? E mama mea. Ce prețe să avem rușine acum? Eu mai am... Bă, zi-mă ta, eu mai am rușine. Tu ești cam rușinos, da. Ce e rușinos, bă? Eu am apărut peste tot și balamu și zăpăceală și asta. Ce e rușine să mai ai? N-am prea apărut. N-am apărut? Hai, bre, că ești bandit, mata. Ești invidios, bre? Auzi, dar mi-a plăcut atunci când te-au filmat aia de la antenă, când erai cu aia în pat, în boxe. Aaa, nu era cu cancanul? Da, sau cu cancanul. A, cu cancanul, da. Și cu cine erai tu atunci în pat? De obicei să faci dragoste cu aia? Aia a fost o vrăjeală. Dar cine era? Nici nu mai știu cum o cheamă. Da. O aveam în lista de prieteni. Te îndrăgostiți, știi? Nu, bre, a fost un aranjament acolo. Acolo îl recunosc. Hai, las că e o vis să ai tot timpul pe un fara. Aranjament între mine și aia, când au plecat ea. Bam, 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 bam. Nu, bre, dar mai țin minte pe aia de la Acces Direct, cu fustița, cu nu știu ce, când mergeam noi la piscină, când a venit Moculeasca și ne-a prins la mine acasă. A, nu știi pe aia? Da. Cu D, aia? Mă cheamă cu D? Cu D. Care cu aia D? Cu... Nu, Dana. Care? Nu. A, e la întâlnul care te pupai cu ea la ProTV? Nici aia. Aia. Nu, bre! Aia prima ta a fost cu mine. Da. Vreau, cum am spui? Hai că ți-am zis. Hai, lasă-mă, dragă, cum pace, nici mai fac grătare aici. Cum adică, prea, a fost? Hai, zic cum o cheamă pe aia. Gabriela. Cu Gabriela ai fost? Da. Păi a fost cu mine prima oară. Nu. Cu mine, eu când am văzut-o, m-a apucat. Adică, ma ta ai fost înaintea mea și când ai văzut-o... Hai, ți-am zis, lasă, nu te mai preface. Nu, dar nici acum nu cred. Când te pupai cu ea, nu? Uite, întreabă-l pe... Adică când mă pupam cu ea, ce vrei să zici? Întreabă-l pe Vasile, să vezi. Da? Băi, adică ce vrei să spui? Când mă pupam cu ea, ai făcut ceva? Normal. Dar era spălată, era ca nouă, ce? Am dat cu spir, bre. Păi, de ce? Era și noi, ce? Mamă, bre. Că nu. S-a spălat fata. Ai luat-o? Bine, nu, dar n-am fost atunci. Am fost de... Mai de mult, nu? O lună înainte, două. Oh, păi nu era treaba. Nasoală, că încă a mai rămas urme. Au mai rămas urme. Da, dacă mai fi rămas. Ai simțit ceva? Nu cred. Băi, nu știu ce gustare, vrei. Doamne, Maica Domnului. De-aia zici? De-aia zic, vrei. Da, Gabriela, da. Bă, dar când am văzut, mă uitam cu ăsta la tine, cu Vasile, știi? Da. Și ăla când, uite-o, bă, el a recunoscut-o, știi? Și eu când mă mai putea, bă, ei, nu vrea să cred. Păi, ai văzut, bă, am venit și cu aia lui Mărculescu. A, cu aia, da. Cu Cristina. Am venit cu cine mai venit? Cu aia de la ProTV. Auzi, e drăguță aia. Are copil. Da? Cu și un băiat cred că are. Și Dan aia îmi plăcea, Dan aia. Da, care a pățit-o cu ochiul. Aia, săraca, da. Dar nu mai vorbi cu ea. Atunci nu avea probleme cu ochiul când am văzut. Are doi copii și ea acum. Da, era frumoasă, rău. Da. Păi aia ai cunoscut-o la club acolo. Da. A fost și cu Blonda, cu Lena. Aia te iubea aia. Da. Ai văzut ce te iubeam? Da, bă, dar n-a fost mult, a fost așa, nu știu. Păi dacă n-ai vrut să rămâi. A fost perioada scurtă, că după aia am aflat, mi-a trimis ea, când i s-a întâmplat faza cu împușcătura în ochi, mi-a trimis ea un articol și când citeam acolo Dana Bors, nu știu ce, m-a rămas mas. Te-ai speriat? Da, săraca ce a pățit, a rămas fără un ochi. Da. Și eu mai țineam la ea, dar ea între timp își făcuse pe altcineva, nu știu ce s-a întâmplat. Un fotbalist, nu știu ce a făcut.
Era ca în golan, era eu. După aia umblai și cu aia, și cu aia, cu toată umblai. Și cu aia. A, cu... Că... Auzi, și cu aia cu ochii... A, ochii albaștri? Sau aia, da. Cu Lena? Cu Lena? Nu, aia cu Lena era. Nu mai, atunci. Nu vreau să vorbesc. Te combinai? Erai și cu Lena, erai și cu aia cu... Cântăreața, cum o cheamă? A, Georgia. Georgia. Da? Da. Nu mai ți minte? Da, bre, da. Păi cu ea venisem atunci. Eram cu aialaltă și pormă după aia. Vezi, nu, lasă, nu mai zic nimic, că poate se uită la astea și zice că am zis ceva. Da. Tu erai cu alea, eram cu altele. Eram... Ma, da. Am fost vagabond, mai. Bre, după calculul meu, cred că am avut peste 2000 de, da, de femei. Da, și eu la fel, bro, peste 5000. Mamă. Nu, bre, 2000 în perioada aia. Stai, păi că după nu, aia nu le-am mai numărat. Păi nu, și perioada aia, normal. Ma, așa, pe toată viața, cred că am ajuns la 22 de milioane. Da, bre, dar uite, mata ai ajuns în căruț. Vezi, nu mai poți să mergi. Unde vrei? Vezi, bre? În căruț îți dau, din căruț îți dau. Bre, la câte dale ai stat în genunchi, te dor picioarele, bre, acum. Păi știi, tu ai ajuns în cârje. Unde ai, bre, cârje? Păi nu vezi cum mergi, uite. Ai, bre, la... pe bune, bre? Cu burtica aia, ți-a căzut burtica. A căzut, bre, bravo. Asta da, ai observat bine, bre. Ai văzut? S-a dus burtica și am încălicat pe așa și v-am spus povestea așa. Americane, ai fost, dar acum nu mai ești, ai fost. Ai, bre, ce, cum nu mai sunt ce-am fost? Oh, mai gata. Păi nu te-am mai văzut cu nicio gagică de atunci. Păi și... Asta era în 2013, oameni, bre, buni. În stai, 2013 erai. Stai, bre, lasă, în 2000. Păi din 2013 stai, bre, acum... Stai, bre, nu m-ai mai văzut cu nicio gagică. Din 2013? Dar și de ce, nu? De ce? Care e motivul? De ce? Că eu când veneam cu câte una, tu mata mi le luai. Mai ții minte cu... Păi mai furam și eu câte una. Mai ții minte cu Ramona din Bârlad? Da, și ce? Ai avut numărul ei? Da, și? Cu Crina? Da, și? Din Alba? Păi și ce? Când mă uitam, păi dar de unde ai numărul lui patronul? Aia că mi l-a dat el. Unde, și mă, vorbeai cu ele, bre? Și ce ele îmi dădeau? Și le-ai bam, bam, bam? Păi și ce? Păi nu e frumos, bă? Da, mă, dar alea nu erau ale tale oficiale. Ei, lasă-mă, ale mele. Auzi, ale erau și cu tine și cu mine și cu un da, ăla mai venit, bre. Erau și cu încă 5, n-ai văzut? Da, zici și eu. Ia zi, și atunci când le-ai prins cu taximetriștii, cum era? Amândouă s-au dus cu tine. Păi vezi? Eu eram cu amândouă, păi, și și-au găsit un taximetrist. Nu, ele erau cu tine, dar erau și cu noi, cu ceilalți. Adică și cu mata, da, că am aflat după aia. Păi și cu, dar normal. Dar mereu au aflat după aia, bre. Păi da, ce erau ale tale? Bre, gata, știu fetișul mata. Așa. Eu când veneam cu câte una, nu dura mai mult de o săptămână și o aveai și mata. Dar ele se băgau, eu ce făceam? Dacă, tu fugeai, bre, eu tu doar nu. Prestam. Bre, dar mata e... Da, acum pe bune, dacă tu mergi cu una și nu e relație serioasă, nu e a ta, mergi tu așa, da? Așa. La distracție. Da, da, la relație serioasă de 2-3 luni. Da, mă, relație serioasă. Am avut 3 luni cu una, 3 cu una. Unde, mă, că mergeai cu amândouă deodată? Bine, după aia. Păi după aia, și ce? Știu, amândouă. Și ți-a zis și aia, și din, și Crina și cealaltă. Așa? Da? Ai văzut că ele erau... S-au împrietenit. Nu, ele voiau să plece în Italia, în Germania. Bre, stai puțin, nu mai știi ce s-au făcut? Ce? S-au împrietenit la mine acasă. Da. Și au plecat în Italia. Păi vezi? Fără, da, mișto. Păi tu, măi, nu știi că... Și când s-au angajat, nu știi că le găseai cu aia pe acolo, pe colonă? Și bre, mai ții minte că mi-a luat biletul ăla să merg la Ramona, în Italia? Da, te-ai dus degeaba. Și cu cine am fost să nu recuperez niște bani de pe bilet? Cu mata, da. Pe la, prin centru, pe acolo, pe la Roman. Da, la Tarom. Bravo, vezi că știi? Mi-a luat ceva înapoi. Păi ți-ai luat, dar eu de-aia... Mi-a luat și țeapă. Eu nu, auzi? Ale erau niște gagici, așa, cum zic, ca niște stații de metrou. Și mă, ai luat stația de la Titan la Unirii? Și o stație, tu ai luat-o și tu mai multe stații, l-ai luat și tu... Ai fost până la Unirii cu ea? Și înapoi. Sau cu ele? Și înapoi? Da. Vreo 10-20 stații, cam așa, mă. Deci eu am luat 40 în plus? Păi tu ai luat mai multe. Arată că m-am dus mai multe luni. Păi dacă le-ai ținut pe lângă tine? Păi, dar mata cu... Auzi, tu le țineai pe casă, pe masă, așa? Și le duceam în discoteci. Păi mata dădeai bani. Bre, dar pe aia din... cum o chema, mă, pe aia? Din Maramureș. Aaa, aia vrei? Eu aveam pe Crina. Aha. Și trebuia să mă întâlnesc cu ea din Maramureș. Am uitat cum o cheamă. Cum o chema atunci. Nu mai știu nicio pe aia. Da, era mișto. Prieten, nu o să mă duc eu la întâlnire. Auzi, aia voia să... avea nunta planificată și a venea încoace la... Da, la mine a venit, că pe mine m-a cunoscut. Am cunoscut-o pe Mirc sau pe Messenger. Sau Messenger, nu mai știu ce era atunci. Și eu eram cu Crina. Nu te-ai văzut de la față. Nu mă...
poze așa, știi? Uh-huh. Și l-am trimis pe patronul la întâlnire, că eu nu puteam, că era asta geloasă. Și nu puteam, mai ții minte? Da, da, da. Mă, s-a dus patronul meu la Unirii, pe unde te lucrezi. Și era o jucărie, mamă. Mi-a părut rău? Mi-a părut rău, a luat-o patronul. Vezi, bre, ai luat ceva din urma mea. Dar mă, ai venit cu vreun aici? Păi cum nu ți-am adus și eu? Ți-am adus, dar n-ai avut bani să le duci la Barcelona. Hai, mi-ai închis gura, bre, lasă. Ce să-ți fac? Ți-ai zis, eu, bă, două la Barcelona, două pe aia, aia vrea acolo, aia vrea acolo. Ce să-ți fac? Păi nu mi-a plăcut chestia asta, că eu nu vreau așa. Pe interes, bre? Tu vrei așa, moca. Păi da, bre. Eu nu vreau, bre, pe interes. Dar uite, bre, ce am făcut aici. Că n-a țin mata. Dar să vrei că noi am împărțit gagicile, n-are. Da, bre, așa e. Noi ne-am înțeles de la început, bre. Auzi, bre? Eu am zis mai înainte că din 5 cârnați eu mănânc 3, mata 2, dar dacă acum am spus adevărul că am luat cârnații de la mata, mănânc eu 2 și mata 3. Nu, lasă, tu 3 și eu 2. Că dacă tu ai nevoie mai... Ce tu am nevoie, bre? Diseară, acum pleci, bre. Tu pleci la gagici? Nu plec, nu, că eu sunt singur. Mai băgat strâmbe de-astea. Ești singur? Da, da, că... de făcut am mai văzut, nu mai... Bă, dar atunci nu te-am mai văzut cu niciuna. Cu cine mai văzut pe ultima oară? Cu Moculeasca? Nu, nici cu... A mai venit după aia, nu mai venit cu niciuna? Nu ai mai venit. Dacă am fost plecat în America, vrei, cum să mai vin? Vorbeai tu singur cu una, că erai cu una, dar nu, erai singur cu una, Zuzu. Aaa, las-o pe... Zuzet? Nu mai, las-o pe Zuzet, stai puțin. Dar tu vorbeai la mișto, Alexandra, o mai știi pe Alexandra? Da. Turcoaica? A, Alexandra, da. Dar nu ți-am, n-am adus-o să o vezi. Ai, nu, păi era... Te-am arătat poze. Păi era pe interes maxim, n-ai văzut? Da, bre. Cu telefonul, faza cu telefonul. Că avea telefonul spart și voia să-i cumpăr eu. Bătea, apropo, să-i repar, dar de fapt să-i cumpăr unul nou. Și m-a făcut că plouă, la. Nu, i-am zis să-i cumpăr unul nou și tu ai zis să-i repari. Da. Și s-a supărat, cum să-mi îl repari? Ai zis că și, bre, și după nu știu cât timp, pac, a apărut cu altul. Păi avea, mă. Păi, stai, păi, ce să-i fac? Hai, prieteni, să avem poftă, sănătate și numai dacă bine. Dacă ai fost zgârcit cu ea, s-a dus cu altul. Nu a fost, bre, zgârcit. Păi nu ai cumpărat telefon. Păi da, bre, atunci nu aveam și eu bani. De unde să am bani? Păi nu am fost în America bani. Până atunci. Lasă, bre, nu mai spune că n-aveai bani. Bine, bre, și, bre, și avea 18 ani. Păi și la mine era majoră, care problemă? Nu, dar mi-am luat și eu... Hai, gata. Păi și tu aveai 20 de ani atunci. Bre, avea 16 ani, dar să nu mai știu. Hai, 16 gata. Ani? Oh, gata, nu, am glumit, prieteni. Noi la belele, la... Da, n-am intrat, bre, că am așteptat 2 ani să... Am așteptat cu sufletul la gură să mai facă încă 2 ani. Da. După aia nu mai se pun. Ai cu sufletul la gură ca să se bagi la pușcărie. Da, bre, da. Am scăpat, bre. A, dar nu te băga, că oricum, erai, erai mai mare decât ea cu 5 ani. Bre, s-a prescris, fapt, bă, așa că erai nu mai... Erai mai mare decât ea doar cu 5 ani, nici cu 5 ani. Așa că na. Aveam 20 de ani în plus. Și tu aveai 21. Vrei, s-a prescris fapta, așa că am scăpat, da? Hai să nu cadă cârnatul. Hai, da, sănătate, da, prieteni. Ai fapta, ai făcut-o. Ai comis-o. America. Bine, acum am făcut și eu o glumă. Deci ești corupător de minori? Ai de capul. Dai, la aia idei, bre. Ai văzut? Ai fost corupător nu, de minori? Nu, am glumit. Că nu mai am răbdare și da, mai face și noi glume, prieteni. Nu trebuie să luați totul în serios. Tot a fost un pamflet, măi. A fost un pamflet. Da. Păi de unde să împărțim noi gagi și de unde să facem noi? N-avem, n-avem. Noi n-am avut niciodată gagi, suntem amărâți bai de bre, capul. Și încă ceva. Eu nu mă supăr dacă Zdreanța se împacă cu Leo sau Leo se împacă cu Zdreanța, chiar nu mă supăr. Păi de ce să pentru spune? Că eu chiar le doresc să se împace. Să nu mai crede ea că eu, că din cauza mea nu mai se împacă ea cu el. Eu chiar vreau să se împace, bre. Vreau să se împace. Doresc, Doamne ajută. Nu pot să-i spun pe nume ca să n-am probleme. Eu așa îi spun. Să, na, să nu se supere pe mine. Americane, ce te mai umflai în pene când ți-am zis că ai avut gagi și n-ai avut nicio gagi că pleacă de aici, săracule. Hai! Hai, sărăcite-ar nici mine. Bata n-ai luat niciuna de la mine, brei. Păi sărăcite-ar Dumnezeu să te sărăcească. De la sărăcie ca tine. Să te sărăcească Dumnezeu, săracule care e sărac. Cum adică, bre, acum ai făcut mișto și mi-am umflat în pene? Te-ai umflat în pene. Mi-au crescut penele, bre? Ți-au căzut penele. Hai, bam, bam.